Prieteni, parantezele încheiate, ne întoarcem la oile noastre, pentru că toți sunt un simbol al țării, cel puțin în ultima vreme. Nu putem, sigur, să ne deconectăm 100% de politică, unde un fiasco gigantic ne-a traversat gândurile și râurile de azi noapte și până acum. Dar cu toate astea, fotbalul, nu știu dacă se vede, asta e de la Orcan. El lasă astfel de lucruri pe masă, da? Deci fotbalul, dragi prieteni, se întoarce cu meciurile pâinea noastră cotidiană, chiar dacă ea se răsfrânge mai mult în weekend, dar așa se numește. Așa au numit-o cei care făceau Ștefan Gheorghiu pe vremuri, care erau jurnaliștii de la care ar fi trebuit să învățăm noi. Dar ei au venit cu toate clișeele astea monstruoase, 75% copiate din limba franceză sau din expresiile limbii lui Molière, pentru că engleza era atunci cenușăreasa Europei, nu vorbea nimeni aproape pe nicăieri. În orice caz, de acolo ne tragem și noi, Seva, din păcate, și atunci când mai troznim cât un clișeu dintre ăsta, să știți că de la ei știm. Securiștii care, pentru că nu puteau să aibă altă meserie, erau trimiși să facă gazetărie. Da? Și atunci li se dădea o facultate de asta, cum scria și Boanchiș zilele trecute, că erau trecuți toți jurnaliștii. Bă, aveți școală? Nu. Haideți mâine la ora cutare, în sala cutare, să vă luați bacalaureatul, facultatea, masterul și așa mai departe, să intrați și în pâine. Și cam așa se făceau lucrurile astea pentru cei care, într-adevăr, nu suportă acest limbaj de lemn și pe care noi încercăm să-l evităm totuși pe cât posibil. Fotbal, așadar, începând de astăzi în campionate, avem un FCSB în deplasare la FC Voluntari. Am văzut-o și eu aia pe care o citai tu aseara lui Emil Grădinescu, Dane, da. Apropo de membru CNA care a fost crainic la Rapid și care s-a opus vehement reutilizării termenului de Steaua până la urmă, dar a picat la vot pentru un singur vot, așa cum se întâmplă de obicei în CNA. Sigur că fiecare cu mizele lui cât mai mici. În general, în societatea românească, când apuci la o funcție, ăsta este principalul tău obiectiv. Fiind un om mic, să te răzbuni, dacă se poate, chiar și pe oameni mai mari decât tine. Și atunci, primul tău obiectiv ăsta este. Și o spun asta și pentru cei care vor veni la conducerea țării într-o zi. Noi știm exact ce le poate pielea. Vor încerca să se răzbune într-o primă fază pentru ceea ce au îndurat înainte și pentru umilința, între ghilimele, la care au fost supuși de predecesorilor. Așa și acolo. Ăla, sigur că a văzut într-o zi că poate să modifice istoria. Nu că numele de Steaua ar avea vreo rezonanță alta decât de tablă în istoria fotbalului românesc, pentru că este un club care n-a făcut bine sportului românesc. Ne-a fost impus, l-am dus în cârcă, l-am dus cu greu, unii s-au și îndrăgostit de el, așa cum te îndrăgostești de ăla care te răpește. Stai 10 ani într-o pivniță. Sindromul Stockholm. Exact, sindromul Stockholm. Ăla-ți răvână, Estocolmo, cum spun spaniolii. Ăla-ți devine și tată, și amant, da? Faci copii cu el și așa mai departe. Au fost atâtea cazuri, în special în Austria. Deci așa și cu Steaua. Lumea s-a îndrăgostit până la urmă de această făcătură a istoriei, a adoptat-o, da? Și a făcut pasiuni din ea, pentru că dacă alt culoar de ieșire spre exterior, spre prosperitate nu aveam, ne-am îndrăgostit și noi de gunoaie, de rebuturi. Dar sigur că nu era o mare filozofie. Alții s-au debarasat de al de Dinamo Berlin, da? Sau prin fosta Iugoslavie, de nume din astea de joasă speță, odată ce au avut posibilitatea. Noi nu, bineînțeles, deci am încercat și noi, ții minte, în 90, să numească Unirea Tricolor, Dinamo, da, au fost câteva tentative, însă noi totuși prea blegi, prea conservatori în lașitate, am rămas cu numele astea așa, că dacă le-am fi schimbat, atunci sigur că nu mai vorbeam astăzi de echipa din Liga 4, de echipa lui Gigi, de echipa nu știu care, de pierderea numelui, asta este o umilință colosală. Cum ar fi, de exemplu, ca un mare nume european să ajungă în instanță cu niște necunoscuți de ăștia, gen Talpan și nu știu cine, și să-și piardă numele la un moment dat. Să vină unul care era cioban, da, un simplu oier, nici măcar atâta nu era. Tasu era cioban, Tasu era oier, să vină ăla și să-ți facă ție istoria unui club. Milan, de exemplu, să se numească Rândunica, da, sau nu știu cum. ACM,
Da? Sau MCA, sau nu știu cum, da? Sigla respectivă. Au mai fost situații de genul ăsta totuși în fotbal. Păi dă-mi un exemplu de nume mare european să fie ajuns o sigla. Poate nu un nume mare, însă, uite, mă uitam la un aspect care pe mine m-a șocat. Juventus și-a schimbat sigla în vară, parcă. Și s-au schimbat culorile, astea au mai fost. De bună voie, exact, da. Sunt lucruri care s-au mai întâmplat și... Mie mi se par greu de acceptat, însă istoria ne arată că până la urmă ne obișnuim și nu se întâmplă chiar așa o detașare de aceste echipe în rândul fanilor. Teoretic lumea are identitatea bine stabilită în minte și nu cred că asta este problema. Problema la Steaua, la FCSB, este că echipa nu arată niciun fel de personalitate, nu arată echipă, nu arată nimic, arată bătaia de joc a cuiva. Corect. Iar până nu se va rezolva lucrul acesta, discuția importantă va fi întotdeauna Steaua sau FCSB. În momentul în care se va rezolva... Nu mai contează. Nu mai contează. Da, sunt de acord. Asta lui Emery Chienei, că FCSB-ul nu este continuatorul Stelei, este evident o prostie, pentru că cum ar putea să fie altfel atât timp cât numele s-a schimbat de la o etapă la alta? Pe cum nu-i continuatorul? Absolut. Aceiași jucători, aceiași, da. Bineînțeles. Am mai discutat noi de... Că n-are el o funcție de conducere. Vina pe care o are armata în toată povestea trecerii, da? Că asta e trecută sub tăcere. Și iarăși mai e un aspect legat de identitatea Stelei. Uite, spre exemplu, Brașovul, da? FC Brașov, s-a mai spus Steagul Roșu. I-a rămas ca poreclă Steagul Roșu, da? Deci eu nu văd de ce nu s-ar putea păstra ca poreclă Steaua, având în vedere că a existat această continuitate. Da, corect. Sau știința, în cazul Universității Craiova. Denumire, de altfel, l-ai văzut și brevetată. Au făcut unii, înregistrat-o, da. Sigur. Bun, deci astăzi nu avem decât un singur meci în Liga 1, voluntari FCSB. Este prima etapă a returului, etapa 14-a. Un meci care ar putea să o aducă pe FC Voluntari în primele 6. Ei au ratat această șansă în etapa 13-a, ultima a turului, când n-au reușit să învingă Concordia Chiajna. Dar dacă astăzi ar reuși acest lucru, într-o vineri 13 vor intra în primele 6. Pentru FCSB, sigur, orice rezultat în afară de victorie e o problemă, pentru că asta ar putea să desprindă CFR Cluj la 6 sau chiar la 7 puncte. Nu e o distanță incomensurabilă, dar cum nu există județ la noi, în sensul în care conducătorii acestui FCSB de Tinichea nu se pot abține, îți dai seama că un eșec în seara asta la Voluntari ar naște un scandal mai mare decât ăla de aseară din PSD. Acum trebuie să vedem ce s-a întâmplat la Steaua în perioada asta de pauză competițională, dacă s-au mai reglat câteva lucruri. Oricum, iau probleme de medicale, să spunem. Alibec se pare că are în continuare probleme cu inghinalii și nu se știe dacă va juca. Ba s-a spus că joacă, ba nu joacă. La fel, Pintilie, accidentat. Man se pare refăcut ap de joc. Florinel Coman, ap de joc. Cam ăștia, sunt de Nedelcu, nu știu nimic. Altfel, ar trebui ca... Mare jucător, oricum, Nedelcu. Nedelcu e unul din jucătorii mei preferați. Trebuie să mai aprofundeze acolo niște lucruri. Dar, mă uitam la cât de dezechilibrată pare la prima vedere etapa. Avem Steaua în deplasare la Voluntari, evident aici bucureștenii sunt favoriți. Viitorul joacă la media și normal ar trebui ca echipa lui Hagi să își vadă cele trei puncte în bagaje. Mediașul, să nu uităm că totuși a încheiat turul campionatului cu un succes. Trebuiau să bată și ei pe cineva. Da. Și-au ales o pradă relativ facilă, chiar dacă echipa din Botoșani a mers bine în această primă parte. Gazul așadar totuși a rămas cu o victorie. Are, în ultimele trei meciuri n-a fost învins. Deci are un trend ascendent. Dacă încurcă un pic pe viitor, eu zic că n-ar fi surpriza secolului. Pur și simplu, asta nu-i fure arbitru. Acum, la media și mai e și presiunea asta cu scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri. Pustai se pare că e implicat în mafia pariurilor, așa scrie în raportul acela celebru realizat de nemți cu contribuția mai multor jurnaliști din întreaga. Nemții l-au încătare de când a eliminat pe Mainz, înțeleg. Posibil, corect. Sigur, nu-l mai înghit. Foarte bună observația asta. Și atunci sigur că îl consideră și pe el un impostor, dar nu știu dacă e cazul. Puștai a fost și cred că rămâne cel mai mare antrenor din istoria Gazului. Adică el va fi acolo cum e Pablo Correa pentru Nancy.
Da. A antrenat în vreo 4 mandate echipa. Acum l-au dat afară, apropo. Și pe Corea, ăla era să moară când a fost dat afară. Tot așa ca și cum l-ai dat pe Wenger de pe la Wenger, exact, adică sunt niște antrenori de ăștia istorici pentru anumite cluburi. Puștai este în media și în orice caz ceea ce reprezintă fotbalul medieșan, o instituție. Ei au și foarte multe probleme acolo, sunt probleme financiare, lotul este foarte modest. Cât n-au probleme financiare, îți reamintesc, mergeau bine. Da, da. În anii în care, de exemplu, sigur, de tristă amintire, al de Horoba, dacă mai ții tu minte, asta făcea și desfăcea pe la media. Da, dar atunci rezultatele erau, erau consistente, da, da. La echipă. Eliminarea lui Mainz n-a fost totuși o utopie. Aia seamănă cu eliminarea lui Freiburg de către Domžale anul ăsta în tururile preliminare ale Europa League. Uneori și neamțul poate fi păcălit, ca în filmele alea în care naziștii erau cei mai proști de pe lume și ne băteam noi joc de ei, da, al de Sergiu Nicolaescu, îi păcăleam, da, le înfundam casca aia pe ureche și îi făceam cu mâinile goale noi. Ei aveau tot armamentul din lume și păcăleau comuniștii lui Nicolaescu. E cam așa. Se mai întâmplă din când în când să dai jos de pe piedestal și câte un săsălău de ăsta. Da, în Germania am avut și noi experiențele astea pe pielea noastră. În Germania sunt echipe care participă în cupele europene, iar posibilitățile lor sunt mult prea mici și nu mai fac față nici pe plan european, nici pe plan intern. Și Mainz n-a făcut excepție, pentru că mi-am aduc aminte în sezonul acela chiar se dusese în zona retrogradării până la urmă. Și anul trecut a bâșbuit. Da, 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 da. În Germania sunt cam 2-3 echipe care au stabilitate, după care de jos, de la ele în jos, nici rezultate, nici, eu știu, transferuri, absolut nimic. Ne întoarcem un pic la Liga 1. CFR Cluj, liderul autoritar al ligii, joacă acasă cu FC Botoșani, adversar pe care îl întâlnește și în 16.000-le Cupei României. Deci, iată, cele două se vor întâlni în perioada următoare. Citeam Craiova apropo joacă la Iași. Iași! Meciul de care pomeneam și noi și spuneai și tu că are legătură cu moaștele Sfintei Parascheva. Corect. Să duc ieșenii să pupe la oase cât cuprinde. Da, și au toate măsurile de prevedere. Evident că asta înseamnă să fii profesionist, să ții toate măsurile posibile, să fii pregătit înainte de meci. Sunt și la Iași acolo o serie de lucruri care nu par foarte